dimineața ocazia, să întâlnesc cu majoritatea dintre noastră în mod mai direct. Pentru cei care n-am avut această ocazie, vreau să vă salut pe toți, să mă bucur, să-mi exprim bucuria de a fi împreună în această dimineață cu dumneavoastră, la această slujbă deosebită și pentru că este încă luna lui ianuarie, cântarea pe care am ales-o să o cântăm și din motivul acesta este o cântare pe care am cântat-o chiar în ajunul anului nou, este o cântare specială dedicată acestui eveniment, dat fiind faptul că n-am avut formație completă atunci, am cântat-o oarecum la sacrificiu, dar este o cântare extraordinară, este o cântare care merită să medităm la textul ei, merită să medităm la mesajul ei și să ne lăsăm transformați de acest mesaj. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați propus multe să faceți în anul acesta. Eu mi-am propus, dat fiind faptul că trebuie să ne mutăm, astea sunt lucruri pământești, lucruri care vor pieri. Însă este o cântare care spune că ceea ce facem pentru Hristos, aceea va sta. Și cu aceea ne vom întâlni atunci când vom ajunge în împărăția Sa. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne dea mult har, să ne dea multă înțelepciune și râvnă în același timp ca să putem să stăm la dispoziția Lui și să putem să facem fără Lui. Amin. Oh!
Thank you.